오케이. 야 이거 유튜브에 나온대. 픽처 나온대. 야 우리 어 뭐야? 유튜브 예 유튜브. 픽처 픽처. You want picture? 네 비디오 이런 거. You film now. 아 그럼 가지라고요? Ne facem acum check-out de aici de la Airbnb și a venit doamna asta care trebuie să facă curățenie, doar că nu este cea care ne-a predat apartamentul și nu știu ce vrea să ne zică, nu ne vorbește ceva în limba ei. Întreabă tu, Vlăduț, că eu nu știu ce vrea să zică, vorbesc serios. Cartea, eu chiar ne turane, eu cu sara tu bun ghișineia. A, prietena lui Vlăduț. Nio? Ce ai zis, mă? Corea e China? Ok, very nice. Bună dimineața! În primul rând vă rog foarte mult să nu uitați de giveaway-ul pe care eu împreună cu cei de la Momondo îl facem. Vă oferim șansa să călătoriți undeva unde vreți voi. Vă dăm un bilet în valoare de 500 de euro. Dacă vreți să aflați mai multe informații, este aici un video în description care vă explică exact cum stau lucrurile. Să revenim. Noi am plecat de la Airbnb. Ăsta este Vlăduț cu rucsacul lui. Ce faci, Vlăduț, cu rucsacul? Nu mai zic că... Când are sens, nu? De aici mergem la alt apartament, pentru că noi ne-am rezervat până astăzi și din păcate astăzi venea cineva cu o jucărea să mai stăm. O să mergem în altă parte, pentru că mâine plecăm în Busan. O să mergem cu românii pe care i-ați văzut în vlogurile de săptămâna trecută, cred. Și o să stăm în această noapte, o să stăm într-un alt loc. Probabil că o să ne vedem cu ei mai încolo. O să facem așa un fel de daily vlogging astăzi. Nici noi nu știm exact cum stau lucrurile. Aici este aproape ora 11 acum și check-in-ul la următorul apartament teoretic este la ora 15. Mergem, Vlăduț, pe muntele Everest. Cu ce ai uitat acolo? Deci Vlăduț are acolo așa, are o bombă. Mama tuturor bombelor, dar urmăcătul americani în Afganistan mi-a căzut mie. Mama tuturor bombelor i-a căzut. Mai căză și tasul și mă uitam acum la o chestie interesantă. SIM-ul pe care l-am eu aici în telefon este de la Korean Telecom sau ceva de genul ăsta. Și acum este conectată la Wi-Fi, deși eu am SIM-ul înăuntru. Care e combinația? Korean Telecom ăștia au contract cu foarte multe rețele de Wi-Fi pe care nu poți să le accesezi decât dacă ai acest SIM. Deci acum eu am SIM-ul ăsta băgat și pot să mă conectez la rețelele Wi-Fi de prin tot orașul. Înainte, când nu aveam SIM-ul, pentru că de-abia le-am cumpărat acum câteva zile, nu puteam să mă conectez, aveam acel Wi-Fi portabil. Ceea ce mi se pare foarte cool, ar trebui să avem asta și în România. Locul ăsta unde suntem acum, te duci, comanzi acolo, primești un bond cu un număr și până trebuie să te uiți acolo sus să vezi unde este numărul tău. Stați să vedeți, eu acum caut 268, da? Hai bă! 268 la 8, 8, 10, 9 și 8, ar trebui să iei puțin mai încolo. Eu mi-am luat niște ramen, pentru că îmi place foarte mult și pentru că până acum nu prea am mâncat. Asta e. Hello! Thank you! Așa. Nu am cum să țin camera ca să mă vedeți. Mâncarea lui Vlăduț întârzie să apară și deja stăm aici cred că de vreo 10-15 minute și ăstuia este super foame. Și evident pentru că sunt băiat educat, îl aștept. Nu mănânc fără el, nu? Gata, mă? Ești fericit? Împlinit. Ce ți-ai luat aici tu? Supă noodle corean. A, noodle corean? Da. Foarte tare. Puțin diferit de la vietnamez. Păi da, oricum arată mult diferit. Da. Mai avem acum de omorât vreo 2 ore și am venit în acest local care se numește Oteria. E un fel de... e un fast food. O variantă de fast food pe care o întâlnești și în Vietnam. Am avut locul ăsta. Și sunt convins că îl întâlnești și mai multe locuri pe aici. În Cambodgia n-am? În Cambodgia asta n-am auzit. Bă, frate, din când în când sunt unii dintre voi care vin cu niște chestii super tari. E un băiat, cel care mi-a făcut și pancarta aia pe care am pus-o pe grup, care aseară mi-a scris pe live așa: o, salut inspectore, ce mai faci? Ești cel mai bun inspector, mă rog. Băi, ați auzit vreodată de expresia asta? Mi se pare super tare. Îți mulțumesc, bă, Claudiu, dar nu am auzit niciodată pe cineva care să folosească cuvântul inspector vis-a-vis de o altă persoană, numai în condițiile în care persoana aceea chiar ar fi un inspector, ceva inspector școlar, de care...
Facem, o, salut inspectore, tu ești cel mai bun inspector. Și ce ai văzut că te-ai obișnuit cu bagajul ăsta? Ești bine acum. Ce să fac eu, inspectore? Ce zici? O Vlăduț este inspectorul iscusit. O, inspectore! Vocea-ți face în locul lui. Eu dacă aș fi în locul lui, aș fi aruncat ăsta. Aș fi aruncat din haine, mai mult ca sigur. Și mi-aș fi luat un rucsac ceva. Trebuie să vii tu în fața lui să-l tragi, nu-l împingi, mă. Cum să-l împingi, mă, bă, Paco, nu se merge, tu mergi. Bă, tu nu mergi pe aia, mă, tu vii pe aici și-l tragi, așa. Așa, și-l tragi. Hai, hai, hai. Bă, nebunule. Da. Ia, stați să vă arăt ceva, să vedeți ceva. Uite, omul ăsta, de exemplu, vinde ceva. Niște fețe de masă, cred. Ha? Sorry? Nu știu ce vrea de la mine. Nu știu ce vrea de la mine. Nu înțeleg ce vrea de la mine. Unde ce vrea, mă? E supărat pe mine, nu știu ce vrea. N-am voie să filmez. Spațiu public, știți? No, no, it's okay. Just film for me. It's okay, thank you. Sau de mine, că când n-am voie, eu teoretic e zice că n-am voie să filmez. Dar întrebarea se pune în mod următor. Dacă eu n-am voie să filmez, el are voie să pună? Zi, mă, are voie să pute să... Are voie, dar de ce am făcut doar un film? S-a supărat pe mine că eu filmez. Nu știu, cred că m-am jurat, mi-a zis ceva n-așa. Așa nu, frate. Așa. În niciun caz. Hello. Îmi pare rău pentru întârziere, dar... Uitați-vă la ăsta cu ce merge după el. Deci a mers cu ăsta, a avut cred că 5, câte a fost? M-a fost 7, 8 serii de trepte. A ei mai mare. Da? A mers și mai mare ca lui. Mamă, nu, că regula a fost clară. Ce faci? Îl arunc. Unde îl arunci? Îi dăm foc, faci. Nu dăm foc, am spus că îl dăm undeva unor săraci. Da, vom da ceșe. Cadou, îl donăm. Cu tot cu hainele, donează hainele, gata. Uite cât de frumos ajută românii între ei. Și în Coreea de Sud românii sunt uniți. Așa ceva rar mai vezi, nu, Vlăduț? Sunt mort, fratele, nu? Ești a 500 oară când car ăsta. 12 serie de scări. Pentru că avem check-in-ul foarte târziu la hotel, am decis să ne întâlnim cu ei încă o dată. Mâine dimineață să plecăm împreună în Busan. Și am venit aici, în locul ăsta care se numește cum? Seul. Nu mă, cum se numește ăsta, că am uitat. Bă, Vlad, destrici toată combinația de aici, că de frumos arată locul ăsta. Mamă, ce mișto e aici. Yuido, dar nu parcul, stai, cum se numea? Hangang? Hangyang, ceva de genul ăsta era. Mamă, ce ești, frate. Mamă, vă dați seama câte fete drăguțe trebuie să fie aici pe square meter Hangang, nu? Așa. Ce părere ai de Demos, că zice lumea pe net că semeni cu Leo DiCaprio? Trebuie să le zici că el seamănă cu tine, nu tu cu el. Da, cam așa. Cred că ăsta este cel mai mare și singurul coș de gunoi pe care l-am văzut de când stai aici în Coreea. În general, nu vezi? Uite, și săracul om. Uite, oamenii vin aici pur și simplu. Mi se pare foarte tare chestia asta. Hai să ne plimbăm. E foarte plăcut. Și afară acum este și destul de cald, cred că s-a aproape vreo 28 de grade. Hai să văd unde stai mei. Să fac și eu o poză. S-a spus ea atât de vreau. Nu, că am văzut aici niște fete și vreau să le fac și eu o poză, atâta vreau. Sper să nu se supere. Atât vreau să le fac. Let's take a picture of you, please. Yes, yeah, take you, yes. Oh, yes, you four. You four, yeah. Why? What? Very pretty. Very, you know, yeah, you, of course you know. Picture, photo? No, video. Video, YouTube, yeah. YouTuber, yeah. YouTuber, yes. Yeah. 영어를 못 해야죠. Yeah. How old are you? 18. 18. Oh my god, so young. Very nice. So young. Yeah. Video. Yeah, video. Now you're on video. I can see you now. Okay. Yeah, 이거 유튜브에 나온대. Picture. 야, 우리 어 뭐야? YouTube, yeah, YouTube. Picture. You want picture? No. Pick. You film now. You film. 아, 그럼 가지라고요? 와, 이거 Hey, man. 김치. 김치. 경성은 김치. 김치. 경성은 What's that? Look here.
Me, YouTube, yeah? 오, 우와, 우와. 오, 오, 야, 구독수 많아. 팔로, 팔로, 팔로. 오늘 집 가서 폰 팔로, 팔로 할게. 야, 우리. What? 오늘. 원, 투, 김치. 야, 김치. No, no photo. This is just video. 아, 이 사람 말 좀 찍으면 어떡해. 야, 언제 올라가나. 아니, 언제 올라가나. 언제 올라가는지 봐봐. What? What, what? 비디오 업데이트. What day? What, what day video? Yeah. Tomorrow. 아, tomorrow. Yeah, yes, tomorrow. Okay. Check. Not today. Okay. Tomorrow video. Not today. Not today. BTS? What? BTS? You know BTS? You know BTS? Not today. 방탄. No, I don't know. Ah, K-pop? Okay. No, I don't know. I don't know K-pop. 이제부터 알아줘. BTS. BTS? BTS. Ah, song from BTS. No, tomorrow. Tomorrow video. You check there and tomorrow you see video. Okay. Yeah? Okay. Thank you. Bye bye. Bye. High five, eh? High five, yeah. Thank you. High five. High five. Thank you. You're very nice. Bye. Bye. Cum zicai de pe YouTube ție? Față de babuin? Da, acum să chelar de rinocer. Hai, fugi să te văd acolo. Fugi repede să te văd acolo. Ia uite ce drăguț ești. Cum se numește aia din spate de acolo? Nu, 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 apa aia mare. Han River. Ia uite, ia stai. Vlad, ce flexibil ești, dacă ai fi fata, ai fi utilă. Da, ia uite. Bă, Vlăduț, bă. Chiar așa, bă. Căutăm acum un loc așa mai retras la umbră, ne-am luat niște ghimbap și niște apă să bem, pentru că asta ne permitem. Așa. Inspectore, da. Și am făcut așa, am observație interesantă. Poate sunt foarte multe fete singure pe aici. Foarte, foarte, foarte multe. Chestia nasolă este că fetele astea care sunt singure, nu prea vin singure, adică sunt în grup, câte 3-4. Dar singure gen fără băieți, înțeles voi. Hello, how are you? Very good. Very good. Somebody's birthday? Yes. It's your birthday? Happy birthday. How old are you? You don't know what? Ah, well, okay, 21. And that is an Oreo cake, no? Yeah. Do you want to try? Okay, no. Thank you very much, enjoy. Thank you, bye. N-am tras niciun B-roll pentru video ăsta, pentru că pur și simplu m-am buxat cu spate, am asta, și am și vreo 25% baterie în momentul de față, pentru că am uitat să încarc camera. Uitați cât de frumos se vede aici. Foarte frumos locul ăsta. Foarte, foarte, foarte frumos. Și e multă liniște. Deși sunt mulți oameni. Asta e o chestie drăguță pe care o apreciez foarte mult aici în Coreea de Sud. Ia uite drona. Ia uite frumos cum s-a dus cu drona. Dai cu piatra, spre ea. Ia zici, mă, să-i dai cu o piatră? E plăcut aici în Coreea de Sud față de Asia de Sud-Est, că nu e așa de multă aglomerație. Asta vorbeam cu băieții și le spuneam că, de exemplu, dacă ești în Asia de Sud-Est și mergi să vizitezi orice fel de atracție din asta foarte mare, cum ar fi aici parcul ăsta, în principiu ești înconjurat de mulți, mulți, mulți oameni. Și aici sunt foarte mulți oameni, doar că nu e atât de mare densitatea. Iar chestia asta dă așa un farmec aparte locului. De fapt, trebuie să vă zic secretul suprem. Vlad nu are acolo haine, are un nou tip de dronă foarte șmecheră și în care mă ajută pe mine să o duc. Avem aici un Mavic Ultra Mega Pro și acum o să o testăm. Aici cred că am văzut și primul grup de foreigneri. Ce, nu știu exact ce fac, joacă un joc ce pătățiune ăsta. Hai să ne uităm și noi. Sunt curios. Ah, ok. Deci trebuie să lovească cu ăla cumva cât mai departe. Ce tare. Foarte tare. Stăteam acum și ne gândeam că în principiu în Europa, dacă lași așa un bagaj de ăsta uitat de lume undeva, hai să zicem în Franța, în Paris, ceva de genul ăsta, cu siguranță că va fi înconjurat de geniști. Cineva va veni să se uite la el, cineva se va sesiza.
Și dacă noi am sta aici și bagajul ar fi acolo, cred că ar veni și ne-ar spune: bă, luați-vă bagajul sau faceți ceva, că eu nu lăsați acolo. Știu că o să fie o glumă proastă, dar sper să nu facă ceva Kim. Ce crezi, Vlad? Face ceva Kim? Dar exerciții. Dar nici asta nu sună bine. La pare elicopter de transport. Păi amândouă sunt la fel, da. Amândouă sunt la fel, da. Hai, pa, băieți. Vorbim și ne vedem mâine dimineață. Da? Hai, Vlad. Hai, Vlad. Pa, boșilor. Am coborât la aceeași stație, doar că noi avem cazarea la ieșirea 11, iar ei trebuie să se vadă cu fetele pe la ieșirea numărul 1. Trebuie să mă uit acum pe telefon, mai am doar 11% baterie, te mi-a scris sora mea, și trebuie să văd cum ajungem la cazare, pentru că și asta este cu self-check-in, am luat un cod, bla bla. Frumos, să vedem cum arată apartamentul. Cred că este undeva în partea aia, scrie acolo Sinhan, pardon, Bank, și fata asta mi-a zis că pe aici s-ar afla. 1407 și 1408 și zice trebuie să apeși mai întâi pe butonul din centru și pe 1208. 1 2 0. Ia să vedem. Ia. A, e mișto, frate. Mamă, cum se vede, deci... Dar vine o să vezi camera, cât de mare e. Adică mare, e super tare, frate, camera, uite-te și tu. Ia, e mișto ca în partea cealaltă. Da, așa zic și. Adică aici ai aer, frate, uite-te și tu, ce, mamă, ce calume. Aerul face tot. Aerul face tot. E foarte tare camera asta. E de 1000 de ori mai mișto apartamentul ăsta. View-ul arată într-un mare fel. Uite cât de mișto se vede. Mamă, deci este super tare view-ul ăsta. Stația de metrou este undeva în stânga, în partea aia. Arată foarte cool orașul ăsta. Foarte, foarte, foarte cool. Eu acum mi-am făcut o baie pe cap, am păr oribil. Nu vreau să prind lumina în cameră pentru că mi-e lene. Și o să mă bag să dorm o oră. Așa. Mamă, ce tare se vede cu asta. O Vlăduț doarme și am dormit puțin. Ne să aprindem lumina. E ora 10 acum. Am un păr foarte nașpa, știu. M-am spălat pe cap și trebuie să mă tund. Nu râdeți de mine. Așa, e ora 10 și o să încercăm să ne îmbrăcăm și să ieșim puțin afară, să mergem în Hongdae, pentru că mâine dimineața la ora 9 plecăm în Busan cu prietenii noștri din România. O să stăm acolo vreo 5 zile, ceva de genul ăsta, și pe urmă ne întoarcem. Hai să vedem dacă ne ridicăm din pat sau nu, că suntem foarte leneși. Cea mai scurtă ieșire din istoria ieșirilor. Ne-am întors acasă, am fost până aproape de Seoul Station, la City Hall. Metrou se oprise, nu mai mergea absolut deloc. De acolo până în Hongdae aveam de mers, cred că erau vreo 20 ceva de stații. Am încercat să așteptăm un autobuz, dar... Am stat vreo 20 minute acolo cu niște fete, cu încă erau vreo 6 fete din Thailanda, vreo 6 thailandeze care Bangkok, nici nu se descurcau. De acolo până în Hongdae sunt vreo 6 sau 5 km, ceea ce cu taxiuni ar fi costat lejer vreo $15. Ceea ce este foarte mult aici. E enorm, mi se pare enorm, plus că prima ajungeam în Hongdae, plăteam intrarea în club, bla bla bla, plus taxiuni apoi aici, în condiții în care mâine trebuie să ai trezit de vreme, așa că am luat frumos un bus, am folosit Google Maps, am luat un bus de acolo până aici, ne-a costat 4.000 de won pe amândoi, deci 2.000, da? 2.000 cu 2.000. Nu știa șoferul engleză. Nu știa șoferul engleză, bă, asta trebuie neapărat, nu o să vorbim acum că n-avem timp și ne lungim cu vlogul, dar trebuie neapărat să punem chestia asta la un moment în care să vorbim, da, clar, neapărat. Să spunem despre șocul ăsta lingvistic, faptul că aici coreenii nu vorbesc absolut deloc engleză. Da, este un șoc, cred că pentru fiecare turist care vine, de exemplu, prima dată în Coreea de Sud, te aștepți să găsești o țară foarte dezvoltată în care populația vorbește foarte bine limba engleză. E exact opusul. Mai ales în raportul pe care l-au cu americanii.